un pic, nu ca pe un geamăn. Tarel te stabilizează un pic. Și atenție sporită, atenție sporită pentru cei care au partener. Partenerul s-ar putea să fie un pic mai agitat în relația cu racul, fiindcă racul este, va fi agitat săptămâna următoare, și atunci să se creeze niște mici discuții. Pentru unii s-ar putea să fie niște discuții care poate să ducă la lucruri probabile, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar să, este posibil ca partenerul să-l supere atât de rău pe rac, încât să racul să ia niște decizii radicale, clare. Este o săptămână bună pentru rac, dar atenție încă o dată, el fiind domnia de lună și aspectele, unele aspecte nu prea îl favorizează din punct de vedere emoțional, va da din gură și își va cunoaște dușmanii, o continuare la săptămâna trecută de ceea ce am spus, îi vor apare niște oameni care îi considera prieteni, susținători, protectori și se pare că acei oameni au stat pe spinarea lui și acum este un val, o mișcare și ies foarte multe persoane nu rele, persoane care nu au ce căuta în preajma racului. Da, pentru că acest marte, din păcate, zilele acestea s-a aflat pe ultimele grade în casa a patra, care este chiar casa racului, a oamenilor apropiați. Deci există această posibilitate, exact cum spuneai, Cristi, ca oameni apropiați sufletului racului, oameni în care chiar a avut încredere, oameni de suflet, să fie mai refractar, să fie mai agresiv, să fie mai recalcitrant sau chiar ușor dușmănoși. De aceea este bine ca racii, pentru că este iarăși un aspect temporar, să nu consume foarte multă energie în zona aceea. Dar sigur că da, informația trebuie înregistrată, ei trebuie să înțeleagă că nimeni nu este perfect, își iau măsurile respective, fie aleg să se certe, fie aleg să rămână în acea relație, și aici ne referim la relațiile de prietenie apropiate, spuneam, sau chiar de familie, dar cu mențiunea că înainte de a se gândi radical la orice situație relațională, bine ar fi să o analizeze cu multă maturitate și cu foarte multă prudență. Avem acțiuni precise pentru nativii RAC săptămâna următoare, energice, avem un nod nord în casa banilor, deci iată o mare relevanță pe care o capătă aspectul financiar, ei sunt puși pe treabă, deci chiar își doresc să aibă venituri suplimentare și chiar putem vorbi despre niște venituri care vin către raci în forță. Acest marte destabilizează puțin, spuneam, din punctul acela de vedere al oamenilor apropiați, care puțin îi mai supără pe raci, racii s-ar putea să devină nervoși și să taie, cum spuneai, anumite legături. Dar își mai încarcă bateriile cu Jupiter în casa distracțiilor, deci cu siguranță vor găsi și momente în care să-și bucure sufletul și să se bucure. Sesizarea unor soluții ingenioase pentru atingerea scopurilor, iată, nu este un lucru de ignorat. Mai avem câteva concluzii pentru nativ RAC după publicitate. Vorbeam despre nativi RAC, o concluzie pentru ei, foarte multă muncă săptămâna următoare, avem multe planete în casa muncii, s-ar putea să li se ceară chiar responsabilități suplimentare, dar într-un context în care ei vor fi percepuți precum niște personaje profesionali, pentru că Uranus arată faptul că sunt remarcați, sunt văzuți, este încurajată ieșirea la rampă pentru ei, proiectele lor sunt altfel decât ale celorlalți, astfel încât toată lumea îi va percepe ca pe niște persoane care vin cu ceva nou în domeniul lor de activitate și care au un potențial foarte mare socioprofesional. Este aproape imposibil ca un nativ RAC să nu fie vizibil la locul de muncă sau să nu îi se propună ceva în plus, să nu fie apreciați, pentru că într-adevăr acolo este consumată multă energie.